Întâmplare fără precedent. Un bărbat a trecut printr-o experiență greu de uitat. Soția l-a înșelat cu preotul care i-a cununat. El a fost arestat după ce și-a bătut nevasta și l-a șantajat pe părinte. Potrivit știrile canalde.ro, povestea de amor a celor trei este parcă desprinsă din filme. Un bărbat și-a prins soția cu preotul din sat, cel care i-a și cununat. Ce-a urmat după s-a încheiat cu soțul înșelat, după gradii. El l-a șantajat pe preot după ce l-a prins cu soția sa. Femeia l-a înșelat cu părintele care i-a cununat, iar el a decis să se răzbune și și-a bătut crunt nevasta, apoi l-a șantajat pe amantul ei. Fermierul din podul Ilioaiei a fost arestat săptămâna trecută. Pe numele său s-a deschis dosar penal pentru violență domestică și șantaj. Relatează portalul de știri locale 7 Iași. Gheorghe are 52 de ani. El a surprins pe preotul din Scobâlțeni, în vârstă de 46 de ani, cu soția lui Alexandra, o femeie mult mai tânără de 26 de ani. Orbit de furie și de răzbunare, a decis să o bată. Imediat a mers și la preot pentru a-l șantaja. Fermierul i-a cerut bani preotului ca să nu-l dea de gol în fața enoriașilor. I-a cerut 20.000 de euro pentru a nu spune nimic despre aventura cu soția lui, dar cei doi s-au înțeles la 10.000 în cele din urmă. Ca să nu o lungim prea mult, Alexandra este în mașină, e umflată toată de bătaie. Părinte, hai să nu o lungim, știu tot. Dumneata, mai cununat, tot dumneata, mă divorțez. Eu vreau 20.000 de euro, i-a spus fermierul la telefon preotului, potrivit sursei citate. Înțelegerea a picat când soția preotului a aflat adevărul. Ea a sunat imediat la 112. Prin organizarea unui flagrant delict, Gheorghe a fost prins în fapt și arestat. Bărbatul este judecat pentru acte de violență domestică și riscă închisoare cu executare, pentru că are o condamnare cu suspendare anterioară pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea credință de documente false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată. Soția lui Gheorghe a cerut ordin de restricție împotriva lui, iar instanța i l-a acordat pe o perioadă de 6 luni, înainte ca el să fie arestat.